suntem o 4 după 4. 4. Avem peștele mai mare. Okay. Decât suntem la egalitate cu echipa de pe locul 4, dar am avut șansă să prindem un șaloc care ne-a lipsit ieri și după care am alergat o grămadă. Astăzi am alergat după un biban, aproape 2 ore, și după aceea, odată speciile făcute, a fost mai simplu. Ne-am axat pe avat, am găsit vreo 2-3 zone bune și am început să recuperăm. Ne-am intrat bonusurile în clasament și am urcat. Nu ne gândeam că o să ajungem în primii 15. N-am avut timp de antrenament, n-am avut timp să mergem deloc la pescuit înainte și nu ne gândeam, dar a fost frumos. E ultima dată. E aproape imposibil. Da. Da, pentru că sunt foarte multe lucruri la care nu m-am gândit și în plus de asta se adaugă și presiunea concursului. Cam astea sunt. Dar într-un final ne-am simțit bine astăzi, ne-am distrat pe barcă maxim. Am prins pești foarte mulți și cred că totul e foarte bine. O experiență plăcută, întâi de toate. Mă bucur că am făcut echipă cu iubita mea. E pentru prima dată când ieșim la pescuit, să spunem, la partide serioase. Până acum am mai ieșit ceva mai a partide mai de amatori. Mă bucur că am prins și pește într-un final. Ne-am bucurat ieri, am avut o partidă destul de incitantă, așa, a fost cu tensiune. Ne-am dorit și noi mai mult, dar astăzi am plecat mai hotărâți, dar din păcate din mai hotărâți am prins mai puțin pește. Deci a fost frumos, da, ne-am distrat, distrat, atmosfera a fost plăcută, ne-am întâlnit cu o grămadă de oameni faini, pescari cu nume mare și asta mă bucură. La fel ca în competițiile de caiac canoe, când întâlnești oameni cu nume mare în sport, așa e și aici. Pare că am reușit. Ieri ne-am chinuit să luăm șiuca și n-am reușit. Am alocat 2 ore jumate, 3 ore și n-am reușit, dar în dimineața asta am reușit să luăm în sfârșit șiuca, pe care a urmat bibanul și am mers să îmbunătățim ceilalți aspecte. Am avut noroc cu un șalou mare, da, 70. Mai spre final așa și ne-a ridicat și mai mult. Și a fost bine. Da. Bravo, mă bucur că sunt fericiți. Mâine va fi foarte bine. Mâine va fi foarte. La fel, aceeași strategie? Încă nu știm. Nu ne-am hotărât. Nu ne gândim. E complicat, sunt prea multe specii și cred că trebuie să renunțăm la ceva. Cred că trebuie să renunțăm la ceva, că nu... Nu e timp. Nu e timp pentru toate și nu se prinde ușor. It's beautiful. Beautiful nature, environment, people, organization, for sure, on the first place. You're very, very satisfied. Very nice experience and stuff, something different than competitions in our country. Contents for us was not so successful, but we catch some fish, but many of them was too small, under the minimum. And but to be honest, we learn a lot of stuff for the next year, for the future. Because we are this year first time here, and I believe this experience in about the water and about this very big area, you cannot get it in basically 2 days of fishing. Da, sunt norocul astăzi, nostru astăzi, un șalou de 74, care l-a prins colegul meu, partenerul meu. Asta e, n-am reușit să ne... Urcăm mai sus în clasament, că n-am prins toate speciile de pește. N-am prins biban deloc și știu că am prins, dar nepunctat. A fost o competiție frumoasă, reușită, ne-am distrat. E a treia oară când venim. Sper să fim sănătoși, să ne vedem și la anul. Și țineți-o tot așa, că e o super competiție. Pe ce loc suntem? Suntem foarte bine. Pe 9. Pe 9? Pe 9, da. Pe 9. Am fost la un moment dat și pe 6, da. Ne-am uitat să dar refresh și am ajuns pe 9. Cum a spus? Astăzi a fost un pic mai greu, da. Am prins toți pești. Ce a fost cel mai greu de prins? Nu știu, bă, cred. Dar noi am prins destul de repede ieri. Am avut noroc cu recum. Nu, pentru voi. Pentru noi, surprinzător, ieri am alergat foarte mult pe biban. Nu ne așteptam. Și am alergat după biban vreo 3 ore. Da, sunt mai mulți. După ce prinsesem știuca, ne-am dat seama că nu reușeam să prindem biban. Și astăzi am avut puține emoții la șalău, după care am umblat un pic să prindem ceva mai mare. N-a fost să fie mai mare, dar e bine. Suntem mulțumiți.
Unde acolo? Da, leacu. Deci cu ăștia să vorbești, ai auzit? Nu, că ăștia sunt prea miștătare. Cine și mă fac de râs aici, pe stigbă și nu merge. Eu cu voi vreau să vorbesc că sunteți serioși. L-ați prins puțin, e adevărat. Da. Nu, l-am prins, nu că puțin. Dacă prindeam două, prindeam puțin. Da? E că așa învață oamenii, din greșeli. Uolo. Ai văzut ce forțare? Vreau să aflu ce n-a mers. Păi simplu, n-am fost la antrenament deloc. Asta e? Zici că asta a fost, nu? Contat și asta, îți dai seama. Ce pești n-ați prins? Ce specii n-ați prins? Păi n-am prins decât avat, atât. Și am încercat să mai vedem după știu că am încercat, dar n-am reușit să prind. Știu că și biban. După șalou am dat destul de puțin, n-am dat foarte mult. Roșioare, am prins somotel. Nici la biban n-am reușit să prind, nici măcar biban. N-am prins decât niște strapazani și... Și un pui de somn, așa. Ieri am avut doi pești contabil de pe locul 41. Astăzi am recuperat. Sunteți locul 7. Locul 7. Locul 7. Spectaculos. Da, puțin greșită strategia de ieri că trebuia să fie luat bibanul și ieri am luat știucă și șalău. Și azi a trebuit să ne întoarcem de pe locul de avat unde am fost de dimineață. Am pierdut mult timp să venim după biban. Am luat bibanul relativ repede, dar stresant. Că, da, adică să te scoată bibanul din toată treaba asta. Sunt era... mulți care n-au. Da, știu. Și noi, na, o inspirație, dar am pierdut foarte mult timp. Eram pe avat, prindeam avați mari, dar zic, fără biban, zic, nu, n-are. Da, și a trebuit să renunțăm. Dacă l-am fi prins din prima zi, n-aveam. În mod sigur, în momentul când am plecat de acolo, de pe locul de avat, cu bibanul eram locul 2. Și cu ce am mai scăpat și cu ce mai era atunci pe loc. Da, mă rog, pentru noi e ok. Noi ne bucurăm că ne-am dus aici și am ajuns pentru ziua 3. Da, o să fie greu, o să fie, na. Eu zic că cel mai mult strategia va face diferența. Foarte greu să prinzi. Știu că biban, avat, șalău și 10, să fie. Nu, în primul rând am fost extrem de speriați când a dat alarmă motorul și când am văzut fumul ăla am zis, bă, ce facem, că ia foc. Chiar n-a fost teamă. Da, a fost urât. A fost cu fum? Și era pentru prima dată. Barca aia o iubesc mult de tot. A, deci a durut sufletul. Mă durea sufletul și nu știam, am început să dăm telefoane la prieteni care se pricep. Ideea e că ne-am dus în marina de la Sfântul Gheorghe și am găsit un om cu suflet și ne-a aranjat transferul prin primarul din Sfântul Gheorghe împreună cu primarul din Crișan, care îi cunosc, și ne-a tractat barca până la Tulcea, de unde a venit un prieten de-al meu cu peridou, cum mi-a luat-o și acum e în servis. Păi noi am pierdut 4 ore de pescuit astăzi. N-are importanță, două naibii de barcă. Deci noi am fost astăzi în orb. Adică din aducere aminte dăm ce putem. Și noi avem nevoie de niște pești mai mari ca să upgradăm. Una peste alta, oameni buni, am prins, am upgradat. Și ați recuperat enorm. Da, și cum a zis Emil Grecu, bunuțul ne-a dat și pentru câteva ore, o oră, două ne-a dat captura. Am prins un șalou de 67 dând după avat. Nu eu, Emil. După care am mai prins un șalou de 54 și am abgradat, astfel suntem pe locul 3, am înțeles. Ce ați greșit? Ce-am greșit? Cu motorul am ăla. Greșit că n-am plecat acasă. Nu știu cât ar fi intrat în situația în care suntem noi. Cât ar fi continuat. Deci ce ați pățit voi, că eu până la urmă n-am înțeles. Aveți o S-a problemă stricat cu motorul termic, da? Motorul termic. Și nu merge din prima decât. Zi așa? Da, e din prima zi. Dar merge din ce în ce mai rău. A, deci nu știu că n-a fost constant. Și astăzi totuși ați recuperat foarte mult. Am recuperat, da. Ce a fost cel mai greu de prins? Nu dau seama, cred că șalău, că l-am prins ultimul, poate. Șalău, da. Da. Păi am reușit să mai prindem încă unul. Deci astăzi ați reușit să faceți toate cele patru specii? Da, da. De...
Și mâine schimbați barca? E o întreagă nebunie aici, toată lumea e cu altă barcă. Nu schimbați? Păi, nu avem cu cine să o schimbăm. Că n-am primit nicio ofertă și o să mergem în continuare cu ea, tot probabil. Tot cu asta? Tot cu asta. Sperăm, dacă era tot o regulă, era aceea. Oricum, ce să zic, e cel mai frumos eveniment de pescuit de la noi. Mă bucur că sunt parte și că fac parte și pentru al treilea an, dar oricum barca noastră și în condiții de funcțională perfect este subdimensionată mult pentru nivelul ăsta. Da, suntem bine. Momentan. După aventurile pe care le-am avut succesive, elice ruptă, picior accidentat și așa mai departe, am reușit să fructificăm ziua asta. Oricum, am avut o tactică de care ne-am ținut și a funcționat foarte bine, în sensul că noi ieri aveam toți peștii, toate categoriile de pești. Asta a contat mult. Astăzi am fost la un moment dat și pe locul întâi, nu? Probabil, nu știu. Am fost și pe locul întâi. Nu contează foarte mult. Cu puține a lipsit să fim pe podium, dar ați văzut că lupta e foarte strânsă. Sunt 2-3 puncte. Am pescuit intensiv. Practic astăzi numai la avat. Azi am pescuit foarte relaxat, pentru că aveam pești în spate. Știam că orice pește se pune în clasament, atunci ne-am făcut avații lejer. La 11, cred 12. Că am pescuit vreo 25 de avații. Așa astăzi. Mult? Da. Avem 20 în aplicație urcați. Da, și cei care au fost îmbunătățiți nu i-am mai pozat, nu i-am mai... Pentru mâine, cum credeți că reușiți să faceți toate cele 4 specii? Până la 2 facem 3. Până la ora 2 facem 3 specii. Așa te-ai gândit? Nu, așa facem. Plan, da. Și pământ ne dăm la trântă cu știuca. Deci știu că e pe ultimul loc mâine? Nu e pe ultimul loc, e pe primul loc, dar strategic vorbind e greu să o abordezi altfel. Pentru că e... Riscăm să pierdem foarte mult timp să prindem o știucă mâine. E pește surprinzător, nu... Atunci, nu pot să contez pe nicio... Cu siguranță ne facem pești repede și după aia ne ducem la știucă. Asta e clar. Da. Vedem ce ești. Acum vedem și colegii. Colegii ce strategie au? Nu ne-au spus. Îi întrebăm acum. Dar, în orice caz, sunt destul de puțin convinși că vor reuși să prindă 4 pești în timp atât de scurt. Multe a fost foarte greu să prindă bibani astăzi. Știu și șaleu. Da, sper să ne iasă. Noi, ieri la ora 12, aveam toate speciile. Ieri. Adică a fost... Norocoși. Păi da, am pescuit... În pescuitul ăsta de elită nu există noroc. Nu mai spune lucruri de astea, că lumea începe să creadă. Nu există. Nu mă neg, Dane. E știință și muncă. Unde nu-i cap, vai de picioare. Da, adevărat. Dar uite că sportul ăsta creează și accidente. Da. Oricum ne apucăm de sală. Da, noi acum ne-am gândit să mergem la sala de mese și să mâncăm ceva, nu? Stai mă că mi-a adus ăla gipsul, cârja, am de toate.